Bună tuturor! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu! Astăzi am revenit cu un nou videoclip. Un videoclip puțin mai diferit, deoarece este un videoclip pe care, ei bine, voi îl așteptați de foarte, foarte mult timp. Cred că așteptați acest videoclip de 2 ani. V-am promis în urmă cu 2 ani că fac acest videoclip, dar din păcate a trebuit să-l anulez deoarece era prea periculos în acea perioadă, deoarece aveam destul de multe copyright-uri și riscam ca acest canal să fie închis. Bine, și acum risc, deoarece pot să primesc un copyright, dar îmi asum acest lucru. Este un videoclip pe care voi îl așteptați cu nerăbdare. Și anume este vorba despre cum arată actorii care dublează în Miraculos, Buburuza și Motanoar, actorii români. Așa că în acest videoclip o să aflați cum arată actorii români care dublează în Miraculos, ce personaje dublează și ce alte personaje dublează în alte seriale. Deci o să fie un clip destul de informativ pentru voi. Eu zic că e de ajuns cu introducerea. Știu că nu vă place atunci când o lungesc. Deci, hai să începem! Voi începe prima dată prin a lămuri un lucru destul de important pentru cei care nu cunosc această informație. Este vorba despre personajul principal, Marinette Dupancen, și anume cine este vocea acestui personaj, personajului principal. Deoarece foarte mulți cred că vocea din spatele lui Marinette este de fapt Nicole Sherry. Din cauza faptului că atunci când Miraculos a fost lansat în România, cei de la Disney au făcut un videoclip cu Nicole care se prezintă că ea ar fi vocea lui Marinette în română. Dar de fapt ei au greșit. Nicole nu este vocea lui Marinette în română, ea este doar vocea care cântă intro-ul, melodia atunci când Miraculos începe. Ei au uitat să menționeze acest lucru. Ea doar cântă intro-ul pentru Miraculos. Nu ea este vocea lui Marinette. Eu personal înțeleg de ce cei de la Disney au făcut acest lucru, deoarece prinde mai bine la public, ca fanii să știe că vocea principală a unui personaj este dublată de către o vedetă. Nicole doar cântă intro-ul, și cel scurt, dar și cel extins. Nu știu câți dintre voi ați observat, dar intro-ul din sezonul 1-4 a fost schimbat și Nicole nu îl mai cântă. Îl cântă actrița care o dublează de fapt pe Marinette episod cu episod. Și anume este vorba despre Valeria Stoian. Dar înainte să trec să discut despre Valeria, vreau să mai specific ceva despre Nicole. Știm foarte bine că există un intro extins pe care Nicole îl cântă împreună cu Raul Stănulescu. Vocea lui Motanoar atunci când el cântă, doar când cântă. Despre Raul o să mai discutăm deoarece și el dublează în Miraculos. Acum să trecem la Valeria Stoian, vocea care îi dă viață lui Marinette și îi dă viață și Buburuzei. Din păcate nu i-am aflat contul de socializare ca să pot lua niște fotografii cu ea. Dar în schimb am aflat un videoclip pe YouTube în care o putem vedea cum este. Bună ziua tuturor! Mă numesc Valeria Stoian și sunt actrița a Teatrului Ion Creangă. Acum aproape 4 ani, acest teatru m-a primit cu brațele deschise și m-a făcut să redescopăr frumusețea teatrului pentru copii. Din păcate doar atâta vă pot lăsa din acest videoclip, dar dacă vreți să vedeți întregul videoclip, aveți linkul în descriere. În ce serială o mai puteți auzi pe Valeria și ce personaje este ea de fapt? În Mereu la mijloc ea este Rachel, sora cea mare. În Alex și trupa ea este Cleo, cred că apare undeva în sezonul 2 sau 3, n-am urmărit serialul, doar am auzit vocea ei acolo. Mai puteți auzi și vocea ei în Casey sub acoperire, un personaj secundar, dar în schimb ea dublează extrem de mult pe Netflix o mulțime de seriale unde îi auziți vocea. Vă dau un exemplu unde are tot așa rol principal, Hansel și Gretel, o poveste îngrozitoare. Ea este Gretel. Cam atât cu Valeria, să trecem la un alt personaj principal și anume la actorul care îi dă viață lui Motanoar. Cristin Niculescu. El îi dă viață lui Adrian și bineînțeles și lui Motanoar, iar în sezonul 1-4 îi dă viață și lui Felix. El este o voce incredibilă și dublează într-o mulțime de seriale. Câteva exemple: Lego Ninjago este Jade, copiii Bionic
este Chase. În Pokémon el este Ash și o mulțime de seriale pe Netflix. Și pentru fanii Violeta, el este Max. Maxi, nu știu cum. Personajul ăla mic cu șapcă în cap. El este Maxi. Acum trecem la o actriță pe care eu o admir extrem de mult și anume la actrița care îi dă viață Aliei și anume la Alexandra Badia. Ea este Alia și bineînțeles că este și Rena Rouge și ea dublează într-o mulțime de seriale. Vocea ei este inedită și este foarte ușor de recunoscut. Câteva seriale în care ea mai a dublat, Prințesa Stea, ea este Cap de Ponei, o mulțime de seriale de pe Netflix, acum îmi vine în minte doar unul, Stăpânii Universului, unde ea este vrăjitoarea, un fel de personaj principal. Și dacă tot am menționat de Violeta, ea în Violeta a jucat-o pe Camila, tipa aia ce era împreună cu Brother. O paranteză, dau exemple din Violeta, deoarece acolo au fost un număr mare de actori. Și da, am văzut Violeta doar sezonul 1. De la sezonul 2 s-a distrus. Violeta a devenit... O parașută? Mergem mai departe la o altă voce care este ușor de recunoscut. Actorul care îi dă viață lui Gabriel Agres. Și anume este vorba despre Ionuț Grama. Așa arată actorul care îl dublează pe Gabriel și pe Hawkmoth. Face o treabă de minune. Este incredibil și chiar îi se potrivește rolul. El dublează într-o mulțime de seriale, o mulțime de filme și dublează pentru toate posturile de desene animate, îi dublează chiar și reclame. Reclama aia cu mielul, freacă mielul să-ți aducă noroc de Paște, el este. În ce seriale mai dublează și ce personaje este? În Familia Thunderman el este Hank, în Prințesa Stea el este Toffee, în Soi Luna el este... bodyguardul ăla lui Sharon și efectiv într-o mulțime de filme și seriale pe Netflix. Acum nu îmi vine niciunul, dar după ce am să termin acest videoclip îmi vor veni toate. Trecem la un alt personaj masculin și anume este vorba despre Lucian Ionescu. Acesta, ei bine, îi dă viață lui Nino. Din păcate, eu despre Lucian Ionescu nu știu în ce alte seriale mai dublează, deoarece nu i-am prea recunoscut vocea în alte seriale. Iar acum trecem la regina noastră, și anume este vorba despre Anca Ilies, care îi dă viață lui Chloe. Și pot să spun că face o treabă de minune. Îi se potrivește rolul excelent. O ador! Ea mai dublează într-o mulțime de seriale și dublează pentru toate posturile de desene. Unde mai dublează? În Prințesa Stea, ea este Stea. În Violeta a fost Ludmila. În Casa Loud, ea este Lin, cea cu sporturile. În o mulțime de filme de pe Netflix și de seriale, bineînțeles. Acum are un serial care eu aștept cu nerăbdare sezonul 2, și anume Arcane. Ea are personajul principal. I-am uitat numele de ea. Lee, tipa aia roșcată, nu știu numele, l-am uitat. Dar este un serial bestial și l-aștept cu nerăbdare sezonul 2, să văd ce se mai întâmplă. Trecem mai departe și anume la Alina Teianu. Ei bine, ea le dă viață lui Tiki și lui Milen. Iar vocea ei o mai auziți în Doctorița Plușica, unde este Oiță. Revenim din nou la Raul Stănulescu, care el este vocea lui Black din sezonul 1 până în sezonul 3. În sezonul 4 am văzut că l-au înlocuit și i-au schimbat vocea lui Black de multe ori, cu 3 actori, dar niciuna nu-i se potrivește. Doar Raul Stănulescu îi poate da viață lui Black. Și el l-a mai dublat și pe Felix în episodul Felix. El este vocea tuturor personajelor masculine atunci când trebuie să cânte, deoarece el cred că este printre singurii actori care au voce să cânte. Îl mai auziți în Ben 10 cel nou, el este Ben, îl auziți în Craig și Dumbrava, el este Craig, într-o mulțime de seriale și filme pe Netflix. Trecem mai departe la actorul Cristian Neacșu, care dă viață a trei personaje, și anume lui Kim, Jagged și Alec. Îi mai auzit vocea și în Vânătorul de Troli, el are personajul principal. I-am uitat numele. Este o voce masculină care este prezentă în toate serialele și filmele Netflix. Recent am văzut filmul Cum să îmblânzești o scorpie de pe Netflix, iar el are personajul principal masculin. El este și sughiț în Cum să îmblânzești un dragon și o mulțime de alte personaje.
nu îmi vin acum toate în minte. O, da, și el este vocea lui Leon din Violeta. Trecem mai departe la o altă voce masculină și anume este vorba despre Tudor Dobrescu. Acesta se pare că dă viață a trei personaje și anume este vorba despre Luca, Max și Nathaniel. El a dublat și în Soi Luna și este vocea lui Mateo. Și-a făcut apariția doar în sezonul 4, dar are o voce incredibilă și anume este vorba despre Zoe, iar cea care dă viață lui Zoe este Alexandra Costache. Trecem la o voce feminină pe care eu o ador și urăsc când cei de la Disney o schimbă și anume este vorba despre Isabela Neamțu. Ea îi dă viață lui Natalie și Maiurei. Din păcate, Disney România, atunci când un actor nu ajunge la înregistrare, îl schimbă foarte, dar foarte repede. Chiar și Isabela a pățit de câteva ori, vocea lui Natalie a fost schimbată în câteva episoade. Dar mă bucur că în sezonul 4 nu a fost schimbată deloc. Eu personal i-am auzit vocea în Disney Juniors mai mult decât pe Disney. Ea dublează în Disney Juniors, în serialul Blue, este mama lui Blue, în Mickey Mouse și Casa asta nouă, ea este Casa. Și dacă mă întrebați ce caut eu pe Disney Juniors, e bine, vă spun că am nepoței mici și mai sunt câteodată și eu dădacă și le pun pe desene. Și nu le pot pune pe seriale de pe Netflix sau Disney. Le pun pe Disney Juniors. Ioi tu, ia că videoclipul ăsta o să fie mai lung decât credeam. Credeam că o să fie undeva în jur de 10 minute. Dar văd că la minutul 11 deja. Și n-am ajuns nici măcar la jumătate și la mulți actori am omis multe seriale. Trecem mai departe la o voce feminină incredibilă și anume este vorba despre Tamara Roman. Ea le dă viață lui Alex și i-a dat viață domnișoarei Bustier din sezonul 1 până în sezonul cu numărul 3. După asta vocea ei a fost schimbată cu o altă voce și nu doar vocea domnișoarei Bustier a fost schimbată în sezonul 4, chiar și vocea lui Alex a fost schimbată în primele episoade din sezonul 4, dar la sfârșitul episoadelor din sezonul 4 am văzut că Tamara s-a întors să o dubleze pe Alex din nou. Și e bine. În ce seriale o mai auziți pe Tamara? O auziți în serialul ăla cu vrăjitori, cu... și bici, și bici, aia cu... cum dracu să numim. Vrăjitori din Waverly Place, ceva de genul, ea este Alex. Ah, ce coincidență! În Hotel Transilvania, ea este personajul principal, i-am uitat. Dacă am discutat despre domnișoara Bustier, să vă spun care este noua voce a acestui personaj. Și anume este vorba despre Bianca Popescu. E bine, ea în sezonul 4 i-a dat viață domnișoarei Bustier, adică ea a dublat-o. Și cred că așa o să și rămână. Sincer, chiar îi se potrivește noua voce. Ea a dublat-o pe Fei în Miraculos Shanghai și a dublat-o pe Giuleca în episodul Croco Duel. Doar în acel episod. În restul episodelor, altcineva o dublează pe Giuleca. Bianca Popescu dublează într-o mulțime de seriale pe Disney și o mulțime de filme Disney și, bineînțeles, pe Netflix. Câteva exemple, o auziți în Elena din Avalor, ea este Elena și ea este vocea Moanei din filmul Moana sau Vaiana. De specificat, are o voce incredibilă atunci când ea cântă. O ador. Dacă am ajuns la actori care cântă, trebuie să o menționez și pe Cătălina Chirțan. Ea îi dă viață lui Kagami din sezonul 2 până în sezonul cu numărul 3. În sezonul 4 i-a mai dat viață într-un singur episod, după aia vocea lui Kagami a fost schimbată de multe ori în sezonul 4, de prea multe ori. Și nu e ok să se schimbe vocile atât de repede, chiar nu mi se pare ok, dar na. Se pare că Cătălina n-a putut să ajungă la înregistrare, iar Disney a fost nevoit să o schimbe. Are o voce incredibilă atunci când cântă și cântă într-o mulțime de seriale și o mulțime de filme. Din cauza faptului că ea poate să cânte, are o mulțime de seriale și filme în care ea este personajul principal. Filme în care ea cântă este Anna din Frozen atunci când cântă. Atunci când Anna din Frozen vorbește este Anca Ilies. Cătălina Chirțan a dublat în filmul Trolley unde are personajul principal. A dublat în filmul ăla cu Raya și Dragonul unde tot așa are rolul principal. Acolo a dublat și Alexandra Badea unde ea este Dragonul. Deci o mulțime de seriale. Vocea nouă a lui Kagami este această actriță la care nu-i cunosc numele de familie, dar face furori pe TikTok. Alinuza. Alinut. Mi se împulecă limba.
Ea în sezonul 4 a dublat-o pe Kagami în ultimele episoade. Tot în sezonul cu numărul 4 a dublat-o și pe Trix, dar și pe Bark. Ea dublează o mulțime de personaje, ea este vocea lui Rapunzel dintr-o poveste încălcită. Intrați la ea pe TikTok, are o mulțime de videoclipuri în care vă spune ce alte personaje dublează. Tipa e tare, super tare. Trecem mai departe la Jennifer Dumitrașcu. Se pare că aceasta le dă viață lui Rose și Sabinei. Are o voce de minune, a participat și la Vocea României sau la X Factor, căutați-o voi și o să o găsiți 100%. Sincer să fiu, în alte seriale nu am auzit-o, de aia trecem mai departe. Și anume la Graziella Ene, o actriță incredibilă cu o voce minunată. Ea este mama lui Marnet și anume Sabine Dupancer. Eu personal nu i-am auzit vocea în alte seriale, de aia trebuie să trecem mai departe. La Gino Calamar, care îi dă viață lui Ivan. Mă bucur că Ivan este un personaj secundar, dar totuși vocea lui nu este schimbată. Cum alte voci a altor personaje destul de principale este schimbată de la sezon la sezon. Asta e urât. Asta nu-mi place mie la Disney România, că tot schimbă vocile actorilor. Mergem mai departe la Carla Oncescu. Este adevărat, ea nu a dublat în serialul Miraculos, dar a dublat în Miraculos New York, unde ea este acest cyborg. I-am uitat numele. Știți că eu am o problemă, că uit rapid numele personajelor secundare. Eon parcă se numea acel cyborg, nu știu, habar n-am. Asta e defectul meu, uit numele repede. Și îi mai auziți vocea în Mereu la Mijloc, unde are personajul principal. I-am uitat numele, vă dați seama. Riley sau cum n-ai vă cheamă. Trecem mai departe și anume la Luca Fumuru, care acesta se pare că îi dă viață lui Mark și i-a dat viață lui Vrabie din Miraculous New York. Doar Vrabie i-a dat viață, nu și lui Jessica. Vocea lui Jessica nu i-am aflat-o. Cei de la Disney au uitat să dea. El a dublat și în Mereu la Mijloc, unde este Ethan Diaz. A dublat și în Cei 6 Supereroi, serialul unde are personajul principal, și alte seriale care nu-mi vin amul pe limbă. Știți de ce nu-mi vin amul serialele? Deoarece eu înregistrez noaptea, că deja na, e dimineață. M-am pus să înregistrez la 5 și am în 7. Am dormit 2 ore, mi s-a dus tot cheful. Da, continuu, că mai am. Eu v-am spus că mă așteptam să fiu un videoclip de 10 minute. Nu e 17 minute, cât îs amu. Trecem la Silvian Vâlcu. Acesta îi dă viață lui Motanoar în episodul Chilin din sezonul cu numărul 4, unde cei de la Disney au schimbat pur și simplu vocea unui personaj principal. Serios, Disney, serios? Și îi mai auzit vocea tot în Miraculos, și anume în sezonul 1, în episodul Plagiatorul, unde, tot așa, a fost Motanoar, unde l-a copiat pe Motanoar. Este un actor incredibil și are o voce minunată și un serial în care a avut rolul principal, Omul Păianjen, și toate filmele cu Omul Păianjen. El este Omul Păianjen. Și am ajuns și la sfârșit, din păcate a trebuit să o las la sfârșit, deoarece n-am găsit nici măcar o fotografie cu ea, nu i-am găsit nici măcar un cont de socializare. Este vorba despre Emma Niculae, care în Miraculos dă viață a patru personaje, și anume Giuleca, Kagami și Lila și Kalki. Ea este vocea lui Lila din sezonul 1 până în sezonul 4, mă bucur că cei de la Disney n-au schimbat această voce. Ea este vocea Giulecăi din sezonul 1 până în sezonul 3, în sezonul 4 vocea a fost schimbată cu vocea Biancăi Popescu într-un singur episod, Crocoduel. După care am văzut că Emma a apărut la înregistrări și la sfârșitul episoadelor din sezonul 4 am auzit vocea Emei la Giuleca și asta e de bine. În sezonul 4 a dublat-o și pe Kagami în episodul Minciună, din cauza faptului că Cătălina Chirțan nu a ajuns la înregistrări. Și când nici Emma n-a ajuns la înregistrări, cei de la Disney i-au schimbat vocea din nou lui Kagami cu actrița Alinuța. Și tot ea o dublează și pe Kalki. Și mă bucur că chiar îi se potrivește vocea, deoarece Kalki este puțin fițoasă și se potrivește de minune. Vă mai dau un exemplu în care Emma Niculescu a jucat, a dublat un personaj, și anume este vorba despre Ambar din Soi Luna. Este o voce incredibilă și îmi pare rău că n-am găsit nici măcar o fotografie cu ea. Am întrebat și alți actori, dar bineînțeles că nu mi-au răspuns. Am căutat peste tot, dar din păcate nu am găsit poză cu ea, cum arată ea în realitate. Dar în rest am găsit cu aproape toți actorii. N-am găsit cu ea,
ci cu Valeria Stoian, dar măcar cu Valeria am găsit un videoclip, dar cu Emma nimic. Emma rămâne un mister. Aici se încheie acest videoclip, sper că v-a plăcut cum v-am prezentat acest videoclip, chiar dacă am fost cam obosit și îs în continuare cam obosit și că m-am cam bâlbâit, îmi pare rău, dar sunt obosit. Acum știți cum arată actorii care dublează în Miraculos. Sper că v-a plăcut acest videoclip și sper că o să apreciați faptul că am stat 4 ore să caut informații și poze cu acești actori. Serios, dați acolo un like. Dacă acest videoclip face 2000 de like-uri, apare un nou videoclip special pentru voi, și anume glume sexuale din Miraculos. Nu mai alungeți videoclipul, am crezut că o să fie de 10 minute, ia că e 20. Băi, și cam atât și cu acest videoclip, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, na, știți voi ce să faceți, like, follow, faceți ce vreți. Eu tot ce vreau e să găt, să mă pun să dorm. Întrebarea zilei este una simplă: care este vocea și actorul vostru preferat care dublează în Miraculos? Scrieți-vă părerea în secțiunea de comentarii. Eu n-am cum să aleg, chiar toate vocile se potrivesc de minune. Ce mă enervează? Mă enervează atunci când cei de la Disney schimbă vocea unor personaje principale. Chiar în mijlocul sezonului schimbă vocea personajului principal. Măi, ok, Disney România, ce faci? Disney România, dacă vezi acest videoclip, îți dau o palmă. Și cam atât. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, știți voi ce trebuie să faceți. Și anume să rupeți butonul ăla de like, să reușim să strângem la acest videoclip suma de 5.000 de like-uri sau, ba din contră, și mai mult. Așa cum îmi place mie să zic, fără număr. Înainte să trec la faza de final, vreau să le mulțumesc celor care mi-au dat un simplu follow pe Instagram sau cine știe ce like la cine știe ce fotografie de-a mea. Vă mulțumesc foarte, dar foarte mult că mă susțineți și pe rețelele mele de socializare. Așa cum am promis, de fiecare dată cei care o faceți vor apărea mereu în următorul meu videoclip. Această regulă se aplică și în cazul TikTok-ului. Dacă îmi dai și acolo un follow, tot așa ai șansa să apare în următorul meu videoclip. Iar eu pe TikTok vă spun că postez o mulțime de videoclipuri cu Miraculos, bineînțeles, în limba română. Și dacă ai ajuns la sfârșitul acestui videoclip, scrie hashtag actori români, iar primii 10 au șansa să apară în următorul meu videoclip. Uite pe cei 10 din videoclipul anterior. Și cam atât. Noi ne auzim data viitoare cu noi videoclipuri miraculoase.